Bună ziua! Astăzi aș vrea să discutăm un pic despre un subiect nou și foarte interesant. Știți că ați văzut la colț de stradă oamenii de etnie romă care strigă ceva de genul în felul următor. Vindem șosete, șosete flaușate cu 3 la 10 lei, 3 la 10 lei. E, astăzi am ajuns la ceva de genul în felul următor. Samsarul român, parcă îi văd și cu news flash, breaking news, știi? Nu mai da așa în partea asta, așa. Ar fi ceva de genul. Samsarul român a reușit performanța să ia mașinile Volkswagen picate cu ADAC, de ADAC, să le aducă în țară cu platforma, să nu-i se aprindă în bord sârma, să nu-i dea numărul de kilometri înapoi și să cadă ITP, să nu cadă ITP-ul românesc. După care începe și îți povestește că da, domne, are garanție, merge, funcționează și toate cele. Și el, da, garanție, până la primul ITP căzut, la primul accident. Știi? Iar el când vinde mașinile, o să vă spune 3 la 10.000, 3 la 10.000 sau 3.000 are mașina, 3.000 are mașina. Interesant, nu? Cam asta e viața. Sunt ca șosetele flaușate, sunt de sezon. Până la primul accident sau până la primul ITP căzut.